ținând cont că a fost condusă sau nu. Bun nu este bun, dar având în vedere faptul că am fost condus și nu e rău, e ok că am egalat pe final, dar altfel că nimic mai mult. Șanse la titlu mai fi? Atât timp cât matematic avem șanse, trebuie să sperăm să ne revenim cât mai repede, să trecem de pasa aceasta prost. V-a surprins voluntarul cu ceva astăzi? Nu, cred că n-a surprins cu nimic. Dacă ne uităm la meci din nou, eu cred că am dominat meciul foarte clar. Am avut foarte multe ocazii din nou. Luăm un gol foarte ușor, din nou la fază fixă și cam asta a fost meciul. Care e atmosfera la voi? Pentru că, așa cum spuneai tu, aveți foarte multe meciuri în care scorurile nu au fost așa cum v-ați fi dorit, în condiții în care totuși echipa a jucat bine, ați avut multe ratări, că e multă frustrare. Normal, că atunci când lucrurile merg foarte prost, nu poate fi o atmosferă bună, dar nu avem ce să facem, trebuie să strângem rândurile și să sperăm că la meciul viitor o să luăm cele 3 puncte și să fie un nou început. Unde s-a ajuns la această situație? La un moment dat erați pe un trend ascendent, aveați un joc bun. Unde e picajul ăsta atât de rapid? Asta nu cred că există vreo explicație. Este normal că atunci, după o perioadă foarte bună, este foarte posibil să vină și o perioadă mai puțin bună. Cum atunci aveam la fiecare șut pe poartă marcam, acum nu mai marcăm atât de ușor. Mister, ce v-a spus în vestiar? Foarte multe nu-ți de spus. Vă dați seama că prea fericit nu a fost, dar, așa cum am spus, trebuie să vorbim între noi, să strângem rândurile și să ne uităm la meciul viitor.